ultima dată a vorbit aici Sorin Antoșii despre teoria României, pornind de la expresia cioraniană, și care a făcut o disertație foarte interesantă. Lucrurile așadar se pot lega. Sigur, acolo el vorbea despre specific național. Critic, teoretician și istoric literar, Mircea Martin este autorul a numeroase cărți, între care Generație și creație, Critică și profunzime, Tudor Vianu și neoclasicismul sau Identificări. A făcut parte din colectivul care a realizat Dicționarul Scriitorilor Români și Dicționarul Esențial al Scriitorilor Români. Din 2006 este director al Centrului Interdisciplinar de Studii Europene și Românești Tudor Vianu al Universității din București. Mircea Martin a fost distins de 3 ori cu premii ale Uniunii Scriitorilor și a primit titlul de doctor honoris causa al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Începem nu din proprie inițiativă, ci pentru că suntem pregătiți din mai multe direcții în această direcție. Suntem împinși să ne despărțim de, cum am spus, de ideea națională și mai ales de ideea apartenenței. Întâlnirile Spectactor au debutat în 2009, iar până în prezent au conferențiat la Teatrul Național Craiova numeroase personalități din sfera culturală națională: Ion Caramitru, Radu Beligan, Andrei Marga, Solomon Marcus, Eugen Negrici, Dance Mihăilescu, Cristian Bădiliță, Nae Caranfil sau Ioan Hollander.